După ani de zile de așteptare, de lăsare, bani pierduți și incompetență, ambulatoriul din Medgidia a fost modernizat. Lucrările au durat 2 ani, iar costul lor se ridică la 2.500.000 de euro. Medgidia Hastanesi'nin proje tamamlandıktan sonra sadece Medgidiye'deki değil, bölgedeki yaklaşık 150-200 bin kişilik bir topluma da hizmet vereceğini öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Urmează o altă etapă importantă în ceea ce privește sănătatea în Medgidia. Policlinica urmează să fie echipată cu aparatură medicală performantă. Printre acestea se numără un computer tomograf, RMN, linie endoscopie-colonoscopie, Doppler vascular, electromiograf, electroencefalograf și un ecograf cardiovascular. Costul dotării unității medicale se ridică la peste 2 milioane de euro. Am semnat acest protocol pentru a însufleți această clădire cu aparatura necesară. Adică să-i dăm destinația și să funcționeze așa cum trebuie, pentru că asta e destinația acestei clădiri. Gândiți-vă cât disconfort este pe un pacient pe care îl așezi într-o ambulanță și îl transferi către spitalul județean, care este sufocat la acest moment de nevoile de sănătate din zonă. Ani la rând, clădirea ambulatoriului a fost lăsată în paragină, victimă sigură a intemperiilor vremii. Geamurile erau sparte, prin pereți se scurgea apa de la ploaie și zăpada topită, iar podeaua avea găuri prin care se putea vedea la parter. Aceasta ar fi o scurtă descriere a clădirii care trebuia să deservească mii de oameni. În lipsa unui ambulatoriu și a unui spațiu în care medicii să-și desfășoare activitatea, cabinetele medicale erau înghesuite în spital, ori într-o altă clădire cu condiții improprii, iar cel mai mult aveau de suferit tot pacienții. Locuitorii din Medgidia, dar și din zonele limitrofe, vor putea să facă investigații medicale peste câteva luni, spune primarul municipiului.